Gara Băneasa. Mii de oameni ai muncii, conducători ai partidului și membri ai guvernului au întâmpinat sosirea delegației de partid și guvernamentale condusă de tovarășul Chivu Stoica la sărbătorirea zilei de 7 noiembrie de la Moscova. Cei prezenți au făcut delegației noastre o caldă și entuziastă primire. Tovarășul Chivu Stoica a rostit o cuvântare subliniată în repetate rânduri de aplauze. Manifestul păcii elaborat la consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești a stârnit un viu interes în rândurile întregului nostru popor. Uzinele Vasile Roaită. La ieșirea din schimb, un grup de muncitori s-au adunat pentru a-și împărtăși impresiile pe marginea declarației. Într-una din pauze, studenții de la Institutul de Petrol și Gaze iau cunoștință de conținutul manifestului, în care se arată că lupta pentru pace cere popoarelor mari eforturi și că ele trebuie să facă totul pentru a împiedica războiul și a asigura pacea în lume. Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Ministri al Republicii Populare Române, a primit delegația guvernamentală a Uniunii Birmane în frunte cu U Kyaw Nyein, vicepreședinte al Consiliului de Ministri al Birmaniei. Vizita delegației birmane a constituit o importantă contribuție la întărirea prieteniei româno-birmaneze.